Dacă ar fi să te întreb, care pierdere a fost mai mare pentru tine din punct de vedere, nu știu, emoțional, afectiv? Faptul că ai pierdut cel mai bun prieten sau faptul că ți-ai pierdut iubita? Ce mi-ai spus? E referitor la amândoi atunci, că am pierdut două suflete curate în care credeam și două personalități, între ghilimele, știi? Doar atât, cam asta. În rest, mă bucur foarte mult că am putut să conștientizez, să învăț. Și de fapt, la bază ce avem? Trebuie să ne bucurăm de tot ce avem în da, jur. Da, și să fim cu ochii în patru. Pentru că acum îți dai seama, toată lumea se mai poate întâmpla. O să se gândească la prieteni, confidenți și oameni care pot lăsa impresia că sunt cei mai de încredere prieteni și de fapt să facă astfel de lucruri. Apropo de... Tu știi piesa aia care nu se aplică în cazul tău? Care piesă? Aia celebră. Ia uzi, ia ascultă. Pe tine nu te pot iubi. Oricât de mult aș vrea să o fac, n-am să-i fiu inimii pe plac. O las să-ntrebe și eu tac. Tu ești răspunsul cel mai greu, soția prietenului meu. E din start, pe tine nu te pot iubi, la tine s-a putut. Însă acum știi cum e viața. Întotdeauna după greu vine și bine și fiecare lecție învățată rămâne o lecție învățată. Și dacă este pierdere, poate să nu fie o pierdere. Dacă este învățată. Poate ne dăm seama mai târziu că a fost un câștig. Cine exact, știe ce-ți rezervă viitorul. Bineînțeles, dar a fost frumos și atunci. Pentru că poate avem nevoie de și chestia asta. Și cu mama, nu mi-ai zis cu mama. Da. Zi-mi repede, ce a făcut mama ei când ai întrebat-o de față cu mama ei dacă te înșeală cu prietenul? Ce puteți să o întrebe? Ai făcut așa ceva, dar mă rog, într-o altă temperatură. Și când i-a spus da, ce a făcut mama ei? A intrat așa într-o stare de șoc, pentru că ea ținea foarte mult la relația noastră. Iar ei acum sunt bine mersi în America? Prietena cu prietenul tău? Dar de unde știți că sunt în America? E, am eu, surse, am și eu, sunt și eu mentalist. Sunt în China. Da. Dacă sunt bine? Da. Da. Sunt împreună. Și sper și îmi doresc din tot sufletul să rămână împreună. Și dacă o să te fac... cheamă la nuntă, te duci? Da. Nu cred. Vă dau cuvântul meu de onoare. Și o să fac tot posibilul, o să fac tot posibilul să rămână împreună. Păi pe poate cuvânt. E și cu nuni, poate le botez primul copil. Poate de data asta poți să faci tu mișcarea invers. Da. E tu iubita prietenului sincer, tău. Sincer să fiu, îmi permit să spun chestia asta referitor la poveste, adică... Îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi și ai spus-o, pentru că ea poate fi o învățătură pentru toți cei care ne urmăresc. Plăcere. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența. Ne mișcă, ne vedem mâine la ora 14 cu... Atenție!